Toată lumea e pregătită. <laughs> și zice socrele, zice, nu, ați intrat în Shagem. Pentru cunoscători, Shagem Coștul mega o șegemet. N-am intrat, am mers nervos acasă, am spus la socră mea, știi ce? De azi înainte, nu mai faci șnițel vienez, nu mai asculți Mozart, că e melomană și nu mai mergem pe pârtile din Austria. La care ea bine, rezolv, Nicu, rezolv, că socrele, după ce te pun pe tine sub păpuc, te au la mână și o să rezolvăm. A, nu mai dorești să ai șnițel vienez? facem sechei capul ăsta, igen, igen. Nu mai ascultăm Mozart, ascultăm Bartok, Belo, igen, igen. Nu mai... Nu mai mergem la schi, în Austria mergem la Diulo. Păi zic, mamă, socră, în Diulo, când nu-i bârtie de schi, ce oricum tu în vacanță mergi să bei, așa că nu mai insista. Mă rog, ia cu schiurile, eu cu schiurile, ne uităm amândoi, punem pariuri la ski jumping, la sărituri cu schiurile. Ei o plăcut de unul șliră în țaur. nu putea pronunța. Cum îl cheamă, mamă, socră? <laughs> Mama socră, cum îl cheamă pe la mare? Șlirli, șlirli. <laughs> zice, are 70, spre 80 de ani și zice, sportul ăsta aș vrea să fac la mine. Să sar cu schiurile, deja si sim cum urc pe pistă, cum îi plac și avioanele. Să uită toată noaptea la serialul la el, la documentarul, dezastre în Și e o catastrofă pe pământ. Zice, <laughs> Zice, atâta m-am uitat la cum să pilotează un avion că aș putea să pilotez și eu unul. Serios, mamă, socră? 10 metri de la patul ei până la budă, să-mi tedică de două ori. Dar e femeie puternică, femeie puternică. Ci că unul din dolci o suna la 112 să-și reclame nevasta că îl bate. Pățești. O veni miliția, l o amendat. Dice că ori găsit 140 de kg de petard de la el acasă dacă nu s-o descurca cu o petardă. Lăsați că e bine, totul e ok, suntem un pic în haos, dar am văzut primul Volkswagen Golf 4 cu nas și cu cornițe de cer sau de ren. Mai există o șansă, mai există iubire, mai există cafea. buymeacoffee.com slash nicubendea, cafeaua de la dumneata, Ana, îți mulțumesc pentru cafea. Cătălin Gal de la Câmpia Turzii. Mă, ai zis că îmi dai pălincă. Zice, n-ajung în Cluj. E departe, lungă e drumul Clujului. Țica, țica, da, da. Zice, mai bine vă pun cafele pe baime mea Și eu nu-ți pode oșanul nostru drag, care are niște afaceri, nu știu cu cine, e, dar face bani. Baie mea slash Trebuia să fac asta că zice lumea. N-ai nimic în cană. Și n-am intrat în Schengen, în Schengen, și l-ați văzut pe Ronaldo cum o plâns când a ieșit de pe Lumea zice că o plâns că nu s a calificat Portugal. Iurea o plâns. Plâns românii în Schengen. <rășe> Dar reacție de la vreo autoritate de-a noastră, președintele Claus Iohannis s-a declarat supărat. Tu măti. Șef de dita mai țară și ești supi? Nu vrei un capi pulpi? Mă, Băsescu, dacă pățeam nenorocirea asta, știți că Băsescu s-a operat de coloană la Viena. Bă, ăsta s-a operat încă o dată de coloană. Făcea cumva ca să ne bage austriecii, că la austrieci o fost problema. S-a operat de tibie, de peroneu, de Elena Udrea, de prostată. Bă, făcea cumva și de ministru direct responsabil. I-a înscris o scrisoare uh, cancelarului. Parcă și vezi. Stau la masa mea cea mică și compun o scrisorică pentru dragă moșule. Păi să nu-mi las voi ca română. Singura reacție a unei autorități din România a fost din partea regelui Ciobă. Dorin Ciobă, mă, are ăsta, ai, dar-l iubesc. Are aici o gușă, cât tribuș de alu Cosmin gușă. Și-o zis așa, austriecilor, pregătiți-vă să vedeți zburând pene de lebede în Viena. Ha! Ce o să mâncăm noi? Delicate, mm, delicatese! De. Friptură de lebedă gătită de cine? De maestru Dinescu? Care pune lebeda, la... După ce o ciupelesc prietenilor dor o pune la cuptor și după aia pune capere și toarnă un sos de portocal peste ea. Alo! Acum trebuie să tăiem porcul. Dragi urmăritori ai canalului de YouTube și de Facebook Nicu Bendea și pe TikTok. Spuneți-le și voi, alea, alea. Nu Dar nu mă porn, stați, mă. Lasă-mă pe mine că-mi sare freza. Mi-am spălat-o cu Helden and Shoulders din uh, Viener Place. Uh, din, uh, nu, uh, uh. Uh, uh, în primul rând, ați avut bani de porc? În al doilea rând, asta e porc? În al treilea rând, ce ați făcut bun din porc? Dar toate astea, scrieți-ne-le la comentarii, pe Facebook, pe YouTube tatuați-vile pe antebraț. Mulțumim, Vlad. A mâncat, a mâncat lebă de proaspăt. Că a fost în graț. Intra iar în la iubita lui. Da, cu toți e, o problemă. Era banca la pe vremea lui Ceaușescu, cetățenii de la bloc, taie pula în loc de porc. Am să o schimba bancul. În Baia Mare, șase cetățeni au tăiat un porc pe bloc. În Baia Mare, șase cetățeni, Mă, cumva e ok că fumul merge în sus, nu îmi puți curtea blocului, sângele să te duce până la etajul 4. E ok. Dar cu celor dus, mă, până la nivelul 10. Sau câte etaje ori fi în Baia Mare. Cu forță. Cu forță, așa e. Că din sulă lift. Dar l jos sau sus? O muri porcul de frică. Dar vă dați seama dacă îl urcau cumva să-l taie pe cel mai gras sport din lume, nu vă gândiți la politicieni, cel mai gras sport din lume e în România. Știți cum îl cheamă? Jardel. Pe care a zis îl transfer la steaua. Are 600 de chile. 600 de chile, E crescut numai cu porumb și au zis că dacă scapă de ignatul ăsta, la anul candidează. Din partea partidului PSC. Piftie, șorici, cârnați. Nu no, au fost glume, dar am zis-o. Ce atâta cărnerai, atâta cărnați, atâta carne de porc. În Japonia este o vită numită pentru soacră mea Kobe, Kobe și se fac din ea niște fileuri, niște chestii și 30 de ani trebuie să aștepți ca să-ți vină comanda. E ceva foarte... Ion Iliescu a zis, unde ne grăbim? Destur cu lucrurile neserioase, să trecem la lucruri serioase. Ana Maria Prodan, că știre de Bianca Drăgușan nu avem. Ana Maria Prodan s-a sărbătorit în avans, ea urmează să facă 50 de ani la o mănăstire de călugări. Unde e viața aia când se rupea în Dubai, când acum la o mănăstire de călugări și călugării pentru a-i aniversa frumoasă în vârstă împlinită, i-au adus un tort. Cu Isus Hristos pe el. Ce vezi tu, plânge Mântuitorul, nu. ea a 49 lumânare. No, în fine, când nu mai ai ce să-ți pui pe tort, îl pui pe Iisus, care vă mântuiește pe toți. Dar și cafeaua de după, cafeaua de dimineață, care o găsiți, pe care o găsiți pe YouTube și pe Facebook, vă ridică spiritele, vă ridică sufletele. Buymeacoffee.com slash Nicobende, o cafea. S-o cam trist, cafeaua. La care socra mea? Mulțumim frumos, ne vedem, ne vedem vinerea viitoare. Închide, închide. Părâsul vostru închide.